ziua și bine v-am regăsit! O nouă ediție Mission Interview cu Soroceni și o nouă invitată care e crescut așa, aici, aproape de Soroca, în pădure, am putea spune, da. Angela Prsăcaru, da. Care este arhitect, care este specialist în domeniul construcții, inginer, o persoană care s-a afirmat într-un domeniu cucerit mai mult de bărbați. Da. Hai să o luăm așa, de la început, de la pădure, de acolo. Copilărie. Copilărie o trecut în pădure, acolo m-am născut, acolo m-am format, acolo cred că am devenit și constructor tot acolo în pădure, fiindcă tot timpul îmi plăcea să urmăresc cum cresc pomii, cum sunt situate crengile la copaci, să înțeleg de ce creangă și aia cu așa o inclinație, depinde la și grad față de tulpină, are mai mare stabilitate, rigiditate și care mai puțin, că trebuie de urcat pe crengile și ele și deodată trebuie să știi care creangă nu o să se rupă, care numai să îndoie, care nu o să rupă. Casa voastră e mai deosebită, e prima când intri în Soroca. Hai să luăm așa, dacă din stânga când ieși, da. E prima, pe dreapta. Adică au fost deosebită cândva, dar acum se autodemolează în șitșor. Da, a fost deosebit în sensul că e deosebit, da. Prin locația. Locația, da. Acolo au trăit bunei, da? Străbunei și bunei. Dar cred că și străbunei, că cândva erau casă și mai înspre pod. Când vă coborâți puțin mai la vale, este așa o cotitură și se vede o zădărie, parcă ar fi un perete de reazăm. Acolo erau gospodăriile oamenilor. Acolo erau gospodării. Înseamnă că lotul ăsta unde e casa noastră, până între porțiunea și ei, acolo erau gospodării. În fotografiile vechi, dacă ne uităm, el nu era împădurit. Nu era împădurit. Nici dealul nu era împădurit. Da? Vis-a-vis, tot nu era împădurit. Dar vă trageți într-o familie de pădurari, da? Ca să înțelegem de ce împădurea. Bunelul a fost pădurar. Nu-i de asta în pădure. Acolo străbunelul a fost îndeoște pescar. Pe vremuri, care a făcut care pentru casa acolo. Da, nu, el acolo s-a căsătorit, el era din Bujărăuca, ungureanul din Bujărăuca. Așa că toți care sunt ungureanul din Bujărăuca, toți sunt rude cu mine. Da, dar el era din Bujărăuca și a venit acolo la domnișoara aceea și s-a căsătorit cu dânsa, da, și a rămas acolo. Acolo a fost, înseamnă că străbunie locul și ala lor. Și bunelul a îndrăgit pădurea mai apoi, da? Sau cum? Cu devenit pădurar? Cred că așa, el de tânăr era pădurar. Da. Nu a avut studii în domeniu, de atât că înainte nu erau studiile astea. Și studiile astea, de acum când eu eram mare, ele erau numai în Rusia. Bunica? De tânăr am înțeles că a fost, unii zic furată, alții adusă, de către bunelul curtată. Da. Și cunoașteți? Ați încercat să aflați istoria? Bunica strage din izvoară și erau trei copii la părinți, două surori și un frate. Ei era cea mai mare dintre copii. Tare de vreme le-a decedat mămica lor. A fost bolnavă. Cred că de acum, momentele astea eu nu le știu chiar. Și boală a fost, dar cred că a fost bolnavă, că ea a decedat până la 40 de ani. Și ce e interesant, că era într-o familie bună, unde erau învățători, preoți în familie și adică ei au avut capacități și posibilități să-și continue poate școala. Și a s-a întâmplat că l-a îndrăgit pe bunelul și a venit la Soroca. Da. Dar ce interesant că la mama bunicii mele erau gemeni. Și când am văzut pe urmă fotografia străbunicii mele cu sora ei, tot timpul îmi puneam întrebare, de unde strage părul ăsta la noi, anume factura părului? Păi străbunica și ea era fix cu așa păr și cu așa siluetă. Înseamnă că de acolo ne tragem. Și voi sunteți tot gemeni cu soara. Și noi suntem gemeni și avem în familia noastră gemeni, mai mulți, mai multe perechi de gemeni. Să o luăm încă un pic cu părinții. Spuneți-mi mai mult despre ei. Unul din Zăstâncă, altul din Volave, dar... Da, tata e din Volave. Profesor.
Profesor, da, a fost profesor tata. Din tăi o activat la Volave, pe urmă o activat la Zastâncă, în școală din Zastâncă. Mama? Mama a fost pedagog la grădiniță, de tânăr a fost șefă de grădiniță pe la Zastâncă și pe urmă la Soroca. Și pe timpul acelea eu a deschis prima grupă în limba română din grădinițele noastre. Adică asta copii, la care grădiniță era? Nu țin minte. Copii, adică eu știu pe urmă la care grădiniță, dar când a fost prima grupă deschisă cu predare în limba română, eu nu pot La care grădiniță era vorba? Eu a fost la grădinița, se numea numărul 2, pe malul Nistrului, unde acum sunt grănicerii. Acolo a fost grădiniță, da. Era grădiniță și numai grupe ruse, cu predare în grupa, în limba rusă. Și în rest, iată, așa, școala, tata era tare blând cu noi, foarte blând, mama era mai severă, ea mai bărbătoasă, așa e, așa caracterul ei a fost, adică așa este. Dumneavoastră de la care ați furat, hai să spunem, caracterul? Nu știu, caracterul meu, nu știu, dacă el se transmite prin moștenire, ori să... M-a educat cititul literaturii artistice. Tot timpul tot am luat din cărți. Numai acasă am avut mult timp liber în familie. N-am fost puș la lucruri ceva fizic, dar ni s-au cerut studii. Să învățăm, să citim. Mama ne încărca tot timpul. E când se duce la lucru, el lăsa pe masă o foaie dimineață. Și pe foaie așa era scris, de făcut aceea. Punctul 1, punctul 2, punctul 3. Și numai decât acolo era scris 20-30 de pagini și ceva acolo. Și pe urmă era și control, adică și aici să... Dacă ai îndeplinit, dacă se îndeplinie, da. Așa am avut, cum, o viață liberă. Liberă, n-am fost... Viață de artist, hai să spunem. Copii liberi, copii care au crescut liber. Da, vine la adunările părinților, mama se implica tot timpul. Ea putea să-i educ și pe colegii din clasă. Adică, dacă părinți și ea nu se isprăveau... Dar cum a făcut cunoștință părinții? V-au interesat? Să v-a interesat? Da, eu știu precis. Cum? Și unde? Acum să vă povestesc, că e un caz foarte interesant. Adică cum? Tatăl meu e cu 8 ani mai în vârstă decât mămica. Dar când el era la vârstă de 15 ani, trebuie să fie deportați. Și el vine de la Soroca, de la școală, pe jos, spre Volave. Și când a ajuns în marginea satului, acolo este două intrări. Era o livadă de aguți, ei spuneau printre aguțari, păi acolo era așa, un drum cum ar fi pentru căruți, ca, mai mult ca o potecă așa. Și el a văzut că în sat intră camioane cu soldați sovietici. Și casa lor nu era departe. El a trecut pe scurtătură și a ajuns acasă. Și a spus, tată, în sat a intrat... Și totuși lumea și-a vadea cu înțelegere că și vremuri sunt. Înseamnă că dacă el e din 33, înseamnă că asta era 47-48 timpurile cele. De-a mai fost un val de deportări, lumea era într-un fel moral pregătită și el nu m-a spus că atingă scoate copiii. El avea un frate mai mic decât însu și el avea vreo 5 ani, ori vreo 4 ani atunci. Și ei au dovedit să iasă prin curte, adică prin spate, pe altă portiță și în timp și al când ei au ieșit din casă și din ograda lor, în timp și ala s-au auzit portița și ailantă. Pe dânșa vineau să-i rădi și ei au fost scris în lista și ei. Și bunelul și cu bunica, cu copii, era noaptea, era sântunica. Aici la mai mic plânge și ei s-au ascuns într-o scârtă de paie, ori de fân, pe un deal. A doua zi, așa mic, doar vroie să iasă pe afară, că nu puteți să-i lămurești, că noi aici ne ascundem, sau merge un
Tot e o rudă de a mea, de pe bunie Islands, cu camionul. Și au văzut și s-au apropiat. Lumea era, cum spun, se implica altfel. Noi suntem, da, noi suntem un pic mai ficare, mai izolat, mai izolați. Da. Și s-au apropiat și ei au distinuit că i-au luat pe dânsă noaptea, au venit când sunt unica și i-au luat pe dânsă și i-au dus la bunelul meu în pădure, la ista. Dar vă închipuiți, bunelul ăsta meu avea așa un caracter, el nu se teme nici de sovietici, nici de români, de nimeni. Pe marginea drumului și i-au ținut 3 ani de zile familia asta la dânsul în pod. Și nu știut nimeni că ei ieșă din pod, la marginea Sorocii. Și iată de acolo și s-a făcut cunoștință. Și deja mai departe? Da, și deja mai departe. Când a venit vremea, a fost și căsătorie. Primele amintiri pe care le aveți cu sora, primele șotii? Șotii au fost multe. Noi ne ocupam tot timpul de senam, îmblam la școala de pictură. Erați fii creativi, da? Așa erau acasă, tot timpul în lut și cu plastilină lucram. Și peste locul era mobilă cu plastilină, cu figurine făcute din plastilină, confecționate, modelate și mama mea era cam obosită din momentele astea, că mai și pe covor era bucățele de plastilină și puteai scalzi și s-a întâlnit cu învățătoare de la școala de pictură, se numea Țurcanu Ala Fiodorovna. Și iată, doamna și ei, Țurcanu, zic că, da, nu-ți faci griji, dă-le de lucru, adă-le la noi la școală și a să termine, a să lucreze la școală și a să termine plastilina din casă. Și iată, prin momentul ăsta, așa, și, da, și s-a primit cu școala de pictură. Dar și de la școala și ei de pictură, tot pedagogii și ei de la școală, într-un fel, erau două învățătoare și discutau între dânsele. Noi lucram, desenam, dar ele ceva discutau și pe fiecare elev. De asta îl discuta în parte. Și când au discutat despre, nu ne discuta pe noi în parte, deodată spune surorile Prisacaru, deci ele tare ar fi bune la arhitectură să ducă. Și eu eram undeva clasa a patra. Și eu am venit acasă și am început să mă interesez. De aceea și arhitectură, să citesc prin cărți. Să... Și iată, din clasa a patra, eu am vrut să ajung la construcții. Nu a fost întâmplător? Nu a fost întâmplător. Când vedem cum se demolează o clădire, și au fost cândva un cinematograf, se numea Letnii. Da, adică, cel de vară. Unii acum banca, Agroimbank. Agroimbank, da. Și acolo, adică era o construcție, cum ar fi ca un fasad. Dar întraie acolo scaunicele erau sub cerul liber, dar ei, cred că tehnica și ei era acoperită și scena și ei chiar așa ca o scenă ceva acolo, da? Dar chiar și teatru de vară uneori. Cred că era folosit și teatru de vară. Și când ei au început să demoleze pentru că se construiască Agroimbank, eu venim de la școala de pictură și eram cu hârtii cu mine, cu creion, o mapă cu hârtii, m-am așezat în chirostrei și desenam niște noduri, cum să îmbină căpriori, cum să îmbină, dar era foarte interesant nodul și ala, adică și eu ține minte că ceva deosebit, eu n-am văzut la bunei mie așa nod la acoperiș, da? Clădirea era posibil cea veche care în teatru, primul teatru din Soroca. Posibil și momentele astea, tot timpul mă... Adică așa a fost a meu să fie, da, așa a fost să fie. Ați trecut tot peste episodul cu șotii. Care a fost șotia cea mai interesant cu sora care ați făcut-o? Nu-i pot aduce aminte. Ne plăcea să ne jucăm. Era o casă bătrânească de la străbunei și era cu șândrilă astupat și de la vreme acolo erau găurele în șândrilă așa. Și când era zi cu soare, era așa o frumusețe să te urcai în podul și ala și era așa ca un păinjiniș de rază de soare. Da, și așa era de frumos, interesant, ca într-o poveste. Dar așa șotii, nu știu, șotii erau că putem să ies în locul ei la lecții, să răspund. Adică asta trebuie, semănați una cu alta, da, da, da. Puțini care ne deosebeau, dar, mă rog, clar că oamenii identici nu sunt.
Ei chiar e și mai josuță decât mine, dar ei pedagog. Și vă ascundeați una pe alta, dacă în caz când da, întâlnire nu ieșați la locul altă? Noi am făcut studiile împreună la Tehnicum de Construcție Arhitectură și învăța bine, dar se întâmpla așa că o scoate pe dânsa la răspuns și spune treci Lilia la răspuns și în timp și ala mă calcă pe pișor și eu înțeleg că trebuie să ies eu în locul ei, dar și avea ei de făcut în timp și ala. Și eu ies învățătorul, psinică observat că ei mai joasă decât mine. Și au spus, bine, bine, ea nu șterge tabla, și adică eu ștergem tabla până sus, dar e că nu o ștergem, nu chiar ajunge așa de bine. Și atunci învățătorul a spus, treci la loc, Angela. Vă recunoscut. Momente de astea, da, dar așa că n-am avut. N-ați ieșit la întâlnire una în locul la alta sau cumva? A fost. Nu a fost întâlnire, dar a fost că a venit un flăcău, fratele la o soră, în cămin și nu știu de ce, nu știu cum așa un fel de, și eu a fost acolo și a spus că eu am să vin mâine să mă întâlnesc cu tine, dar eu nu știam cum să spun nu, că nu doresc, dar așa cumva spun un nu, dar mai puțin, mai nu chiar așa, nu. Categoric. Da, nu așa categoric, un fel mai diplomat, să-l mai camuflez uleac. Și a spus, e bine, un vedea. Și când a două zi, dar eu mă gândeam ce să-i spun lui, acum să-i formulez eu lui formula asta. Dar sora mea s-a dus la telegraf cu cineva din fete din grupă și nu era. Și el când a intrat, dar eu stăteam așa într-o parte și scotem niște hârtii, că dacă la arhitectură avem mult de desenat și de pe un molbert ceva scotem acolo, de pe un planșet. Și el întreabă, zic că sușă și zic că Angela nu-i, dar eu zic nu-i. Da unde? Ei la telecom dusă. Și el s-a dus încolo și eu credeam că e să-i scurcască. Și vine ea acasă și zici că cum asta tu fără soviste, nu ne-ai spus măcar ceva, ce să-ți spun? Zici că el s-a prochit de mine și zici că tu te-ai gândit? Dar eu mă gândesc, zici, dar la ce trebuie să mă gândesc? Și zici, m-am gândit. Dar el spune, că-și care-i răspunsul? Dar zici că răspunsul e nu. Dar el zice că eu nu știem la ce să mă gândesc. Și zice că dacă așa nu ne-a spus, las-o să piardă, răspunsul e nu. Fac rău la soră, da? Da, fac întradins. Pe lângă soră mai aveți un frate? Mai am un frate. El, voi erați cele care aveți grijă de dânsul? Noi eram cele care l-am crescut și ea ca de atâta el și așa de bine făcut. Ați crescut ghine, da? Că am avut grijă și îi făceam sucuri. Înainte doar nu erau sucurile astea cumpărate. Și era special așa din plastic, o răzătoare și preparam sucuri să fie un băiat sănătos. Nu a mers pe calea voastră, pe calea creativă, artistică? Nu. Eu a plăcut cifrele, eu a plăcut altceva. Și drept, noi toți suntem în cifre, dar sunt altfel, da. Când ați plecat și ați decis că mergeți să faceți arhitectură, ce-a spus mama, ce-a spus tata, ce-a spus părinții? Păi ei erau pregătiți. Ei erau pregătiți în privința mea, numai că sora vroie să fie pictor. Sora mea, că ea nu a vrut să fie arhitect. S-a devenit și, pictor. Da, eu a devenit pictor. Da, din tăi au făcut studiile cu mine la arhitectură și pe urmă de acolo la creangă pictura. S-a reprofilat. La arhitectură erați mai multe fete, cum e dat, adică... Eram 28 de persoane, de copilaj în grupă, și dintre care 20 eram fete, și încă plus la toate, 5 eram din Soroca. Uh-huh. Și cele 5 într-o grupă eram cele toate... 4 activează din Soroca sau nu activează? Nici una nu activează în domeniu. Și în de 18 dintre aceștia 28 de copilaj, băiței, că dacă noi ne-am dus de 15 ani până la 19, noi acolo am crescut. Și noi suntem ca o familie, ca frați. Adică noi și în ziua de astăzi ne întâlnim ca frățiorii noștri. Da. Adică avem și ceva o legătură așa mai specială, mai între noi. Și niciodată au fost zile de naștere a noastră în grupă, noi tot timpul sărbătoream, dar nu era așa că să invite băieții noștri să întâlneau cu fete, să le invite ori fetele noastre, dacă aveau alți băieți, să invite. Cercul nostru era închis.
Și așa și acum, noi când ne întâlnim cu absolvență, noi nu ne ducem acolo cu perechele noastre, ne ducem singuri. Asta e așa o lege nescrisă la noi și ne simțim foarte bine când suntem în... cercul vostru, da? Da, în cercul nostru. Asta. În general, mai apoi ați continuat studiile și după colegiu și la universitate, din Cristiu, da? Politehnic. Da, la Universitatea Tehnică, da. Deci ați ales să continuați să... Construcții? Da, da. Am ales continuu construcțiile, fiindcă studiile la universitate e un fel de repetare a studiilor de la tehnicum sau colegiu, cum îi spune în ziua de astăzi. Și eu am vrut să pot proiectul să-l elaborez în întregime, adică să am studii mai aprofundate. Cei și învață un inginer constructor nu învață arhitectul. Adică poate și învață ceva, dar în linii generale. Și am vrut să, pur și simplu să ne aprofundez. Că dacă ar fi fost numai din... adică să s-a aranjat așa lucrurile, să am timp, sau poate eu mai terminam încă și apă și canalizare, oriceva, tot din construcții, tot în domeniul ăsta. Dar așa s-a întâmplat, că era gelul de acum mic și trebuie... alte probleme de rezolvat. Trebuie și astea. Aici deja nu erați așa multe fete, practic. Erați... aici, de eu știu, eu eram... erau vreo două, dar până la urmă, noi am... când am intrat la facultate, eram 75 de persoane. Trei grupe câte 25. Și când am ajuns la finish, eram patru oameni dintre aceia 75. Acolo la noi, pe vremurile și ele, așa se face carte. Că filtrul era bun. Filtrul era, da. Din 75, numai 4 absolvit. Și erați unica fată? Da. Din așa care absolvit, clar. Din... da. Interesant. Ați pomenit de gelul, până apărea gelul, s-a format familia. Da, cum s-a format familia. Ani? Cum s-a format familia, Răilean? Nu știu. El era arhitect... cred că ca la toată lumea, nu e nimic deosebit aici. Nu a fost vreo poveste, ceva? Nu, n-aș spune. Așa, într-un fel, cred că așa... soarta. Așa trebuie să fie. Adică trebuie să apară gelul. Trebuie să fie un început al lui gelul. Și e că așa s-a întâmplat, că s-au întâlnit doi arhitecți. Și loc început pe gel. O creație mai frumoasă creație, hai să spunem așa. Da. Dar gelul e de la Angela, diminutiv, sau cum? Cum trebuie să gelul, acum să vă spun, eu tare am vrut că s-o cutem, adică eu vroiem că el să numească Liviu. În cinstea fratelui. În cinstea fratelui meu. Și când l-am născut, dar copiii când ies nou născuți, el era cu ochișori înflați și mă gândeam, ce Liviu ăsta, parcă e Liu. Ca un chinez, adică era cu gâtul lung, ochișoare înflați și când am ajuns cu dânsul acasă, acolo în câteva zile. Dar și cum? Era maternitatea aici, aici în centru. Și trăiem în centru și am mers pe jos cu dânsul în braț, fără mașini, fără buchete de flori. Ai luat copilul și te-ai dus pe jos până acasă, într-o plimbare, știi? Și când am ajuns acasă, i-am spus soțului că ăsta e Liviu. Și el, într-un fel, zice, ei, Liviu, dacă să-l numească cineva Liviu tot timpul, zice, da, să-i spui, Iliova, într-un fel, oricare, nu știu cum așa, și s-a dus și eu a făcut adeverința de naștere cu numele Liviu. Dar în același timp, a fost ori la bibliotecă, ori la librărie și-a adus un fel de carte cu nume, mi se pare că nu pot să zic cum se nume, ca ceva, parcă ca dicționar, dar numele, adică era descifrat numele, semnificația, da, numelui. Și el așa l-a răsfuit și a găsit numele Angel și a spus că pe dânsul n-a să-l chemi, Liviu. El se va numi Angel. Și a doua zi s-a dus și a schimbat adeverința de naștere. Așa că el s-a numit o zi Liviu și pe urmă Angel. Dar nu neapărat în cinstea mamei, că mama a vrut că... Nu, eu n-am vrut, dar tot spun să am cheltare, ține la tine. Așa a fost situația că el o ales între două, adică, condiții. Cum a fost Cancela ca mamă?
Cum au fost primii ani de mamă? Primii acum ani ceva de cauți, mamă... că plânge copilul, cauți pe internet, ceva nu știu ce idei, cauți pe YouTube. Cum a fost atunci? Ați avut de la cine învăța, de la cine? Nu, n-am avut nevoie. Primii ani de mamă au fost foarte buni. Liniștiți, la mine caracterul liniștit, eu nu aveam nervi, pe mine nu mă nerva copilul, că plânge noaptea, că a făcut pipi, dar și el a fost un copil bun, deștept, organizat. Avea, mai scurt, el, nu știu cum așa, dar nu m-a deranjat. Nu m-a deranjat. El tare de grabă a început să spui că vrea la oliță. Eu, când ieșeam cu dânsul din casă să-l duc la plimbare, am făcut un vicleșug. Turnam într-un leghenaș apșoară, scurgă, că el să aibă dorință. Pe urmă ieșeam afară, când vinem de afară, iar la oliță. Și nu a fost așa că el să creează probleme. Astea nu au fost probleme pentru mine. Orică mâncare, la timp, la oră. Acum spune când copilul vrea. Eu cred că n-aș putea așa, că când copilul vrea. Când la oră, eu eram tot timpul ocupată în procesele mele de lucru și eu știam chiar ca orașeș, îi pregăteam, adică să mă încadrez într-un... Singur îmi facem grafic. Eu sunt un om care mă pot lua în mâini, mă pot include într-un cadru ceva, în niște râmci, da, și am organizat să le izbutesc. Dacă nu dovedesc să fac ceva, ca gospodină să fac, eu mai bine n-am să fac lucruri și ala decât să-l fac așa, de mântuială. Nu pot face lucrurile de mântuială niciodată. Băiatul mamei sau băiatul tatei era? Cum era? Sau... Sunt unii care mai mult cu un sau cu altul? Da, nu știu. El era tare cum... așa era... De la... A fost la grădiniță de la 2 ani până la 3. În acest standri de zile a fost bolnav 7 luni. Și nu a mai avut sens să-l ducem la grădiniță. Și știți că la 2 ani când s-a dus el la grădiniță și le-a dat acolo ceva de plastilină să facă niște buburuză, mă atingă, nu știu și gândășel, peștișor, nu mai țin minte și. Și când a venit, da, el spune, ia că eu și-am făcut și lucrare. Adică așa, acolo erau pus lucrările la copii. Și la unul un bățișor acolo ceva, dar el a făcut un copil, un băițel și așa, cu mânuța la ochi și atâta durere în așa. El tare nu vroia la grădiniță, lui tare nu i-a plăcut grădinița. Și pe baza lucrării poți înțelege tare lucruri nu multe, plăcut, da? Tare nu i-a plăcut. Când am arătat momentul și ala la un sculptor, apoi și ala a spus că se vede durerea, într-adevăr cum am simțit eu că este durere. Și el la 3 ani a stat încuiet în apartament. Cum plecați la lucru, lăsați în apartament? Lăsam în apartament, plecam la lucru și el s-a învățat singur să citească. La 5 ani de zile cite în ziar, în tăcere, absolut. Să socoată, să citească, să rezolve probleme. Spune că, mama, eu îmi dă-mi vreo problemă de matematică. Dar eu mă gândesc, ei, cu adunarea până la 10, el tare simplu cred că să fac și i-am dat 20 și cu scădere. Și el a început scade, dar nu se folosea de degețele, de nimic, dar spune, ni coborâm de pe scară, adică el la dânsul în creier, el își închipuia, adică el scara pe dânsul l-a ajutat, înțelegi? Se închipuia că scara, el când se urca pe scară, apoi el s-a învățat a număra, da. Și el e bine să vezi la bloc, da? Da, partea... sunt niște plusuri. E bine și pentru oamenii mai în vârstă, pentru picioare și pentru inimă, și e ca și pentru copii. Ce faci acum? A luat calea părinților spre arhitectură? Faci proiecte care îi le dă eu să le elaboreze. Așa. Adică să descurc. N-am probleme. Eu nu prea cunosc tare bine computatorul. Adică fac computatorul pentru mine ca mașina așa de tapat de cândva, adică așa un fel de... Da, el poate face orice la computator. Și am încredere în trânsul. Dacă ceva, mână și el o face. Și dacă ceva îmi trebuie, zic, el o face. Pe mine nu mă interesează că el trece pe programă, că el nu a învățat așa programă, ori asta, pe mine nu mă interesează. Eu știu că în timp de jumătate de ceas el a să facă.
Da, el a devenit, sau că i-a plăcut asta datorită, că voi l-ați impus cumva sau i-a plăcut asta? Fie sunt unii părinți care, uite, trebuie să fii medic ca noi sau ca învățător ca noi. Sau? Eu nu știu, pur și simplu eu lui i-am spus așa că el avea capacități, adică să devii orice. Dar eu lui i-am spus așa, judecătorul are fișorul lui. Medicul are fișorul lui. Eu n-am să mă duc să te aranjez la lucru undeva în justiție, undeva, n-am să mă duc să te aranjez. Iată, eu, ia ca firmă, vrei, activez. Nu vrei, pui picioarele pe sobă. Faci cum vrei, cum găsești de cuvință. Adică, poate și l-am influențat, da? Nu i-am permis să ajungă după graniță, adică... Dar au vrut să plece? Nu, doar de, erau cazurile astea că părinții le dădeau voie să ducă la România să învețe. El tot a putut să ducă să facă studiile la România. De atâta că, pentru mine, el la mine e unicul. Și m-am gândit că, el a să duc el înapoi, nu se va întoarce. Așa m-am gândit eu. S-o leacă egoist. Nu că, da, egoistă. Eu vreau că tineretul nostru să rămâi la noi acasă. Și să lucreze la noi acasă, și să înțeleagă că trebuie plătit impozite la noi acasă, și să nu se ducă undeva că acolo e frumos, și să fie acasă și să arunce pe stradă. Nu, eu vreau că el, nu el, eu vreau că voi tăți să fiți acasă. Tăți și copiii voștri și toți, țara să nu fie aici străini și să minuneze, zic locuri frumoase, câte este, dar noi scătăm în altă parte. Pentru și. Apropo, o perioadă, au zis că ați vrut să abandonați arhitectura când învățați, să treceți la istorie. A fost așa? Nu, la istoria artelor. Istoria artelor? Da. A fost asta că la istoria artelor, la Leningrad. Pe vremea aceea se numea Leningrad. Și era timpul acela că nu trebuie documentul ăsta cu notele. Și la mine era pierdut documentul acela cu notele din diplomă. Era așa o anexă, da, la diplomă cu notele. Și nu știu de ce, cum i-s-o pierdut acasă, dar a fost un incendiu la noi. Și eu mă gândesc că mai mult n-am mai găsit foaie așa. Și știem că... Adică nu se cere. Și când m-am dus acolo, dacă erau 25 pe un loc, ei nu aveau interes. Erau 100 de oameni doritori și 4 locuri. Ei îi pregăteau numai pentru Ermitaj, pentru muzeii de astea, acolo, în Leningrad. Și poate foarte bine că... Eu auzisem chiar și la istorie. Ați vrut, dar domnul Moșanu v-a recomandat, da, să reveniți. Da, domnul Moșanu. S-a uitat domnul Moșanu la mine și a spus că ia ca tehnicum de construcții. Și mi se pare că tu ai fi mai bine să te duci la construcții. Și totuși a fost așa un cior dat așa cum trebuie. Și la construcții mă simt în apele mele, chiar când la facultate mă simțeam foarte bine. Dacă eram de acolo. Visați uneori? Sunt ca unii care visează lucrurile. Visați uneori? Casa pe care o să o faci și mai apoi v-ați luat și o proiectație. Că unii visează în poezii, că mai apoi scoară. Asta așa a fost... Cum? Nu visez casa care... În timpul când elaborez un proiect, aplucrez tot timpul la dânsul. Și când mă culc, creierul meu continuă lucru asupra la proiectul cealaltă. Nu că visez ea ca așa. O singură dată am visat un vis tare straniu. E că vezi că eu îmi pierd gândul. Dintr-o parte, eu sar în alta, nu mă pot... După ce eu decedat, eu am avut un unchi arhitect, Vasile Prisacaru. Și am lucrat cu dânsul la Badea Mior, trebuie să mai fie o clădire, casă-muzeu al Ion Druț. Și ceva, am lucrat la casa și muzeu. Am făcut proiectul. Și pe urmă trebuie să mai fie o chilie pentru 3 călugări și trebuie să fie deasupra la o stâncă care stă în aer, cum e monumentul ăsta, cum lumânarea recunoștinței sau noi spunem de la bun început Badea Mior, ei făcut, vedeți că jumătate e în aer, da? Așa și ei trebuie să fie făcut deasupra la o stâncă. Și Vasile a decedat și eu pe dânsul l-am visat că el mi-a spus mie și desena ceva pe foaie și mi-a spus și eu ți-am lăsat lucrările mele în grija ta.
Și eu mă gândesc că ar trebui să fie o continuitate pe dealul și ala, nu știu, dar pentru oraș ar fi foarte bine. Și la lumânare mai încolo ajutim. Revenim, când ați revenit dumneavoastră de la universitate, de la Chișinău, la Soroca, la fosta uzină. Da. Ați lucrat în partea de construcții capitale. În secția construcții capitale. Da. Da. Mai întâi de toate am lucrat la colegiul de... Un an, da? Un an, sau mai puțin, colegiul, cum se numește, Elena... Acum e de artă, Sârbu. Elena Sârbu. Elena Sârbu, da. Și eram ca pictor. Acolo era așa o unitate, ca îi spuneau hudoșnică farmitil. Niciodată în viață, cât am făcut studiile la arhitectură, nu m-am gândit ca să-mi câștig bucățica de pâine cu pictura. Niciodată, niciodată. Deoarece avem la colegiu, avem o zi în săptămână, 8 ore era numai pictură sau numai grafic sau numai... Și așa era o obositoare și ele 8, adică 4-5 ore erau cu plăcere. Când am mai mult, de-am era obositor și era... Exces. Da, așa nu știu cum... Și niciodată. Dar așa s-a întâmplat. Că nu era de lucru în arhitectură, nu era... Și m-am aranjat acolo, Și eu spuneam că pe urmă trebuie să duc cineva la pensie, să pensioneze un pedagog și eu să fiu în locul lui. Și eu când venim la serviciu dimineață, pedagogul ăla era în vârstă, avea, cred că peste 70 de ani, se uita la mine cu niște ochi, ca câinele ăla care a fost bătut, așa se uita cu niște ochi la mine și eu mă gândeam, cum eu tânăr și să aștept că omul ăsta să ducă la pensie? Cum pot eu să aștept că el să ducă la pensie? Și am zis, da, și de ăștia pictori, de ăștia, poate trebuie și în altă parte. Și m-am dus la uzină. Dar acolo, la uzină, m-am uitat, stai măi, că este și secție construcții capitale. Ia ca unde locul interesant. Meu, da? Ia ca unde locul meu. Și de acum, acolo. Ați lucrat la început acolo? Cum să spun, a fost construită o hală industrială pe teritoriul uzinei și am făcut proiectul eu. Au fost clădiri și bazinul din not la zona de odihnă. Era zona de odihnă a uzinei. Mai scurt, lucrări de reparații, lucrări de pe urmă. Uzina a început a construi, adică uzina tot timpul construie casă pentru... Blocuri locative. Blocuri locative, da. Dar le construie SU-61. Era așa o întreprindere de construcții. Și pe urmă a ajuns la concluzia că să le construim prin metoda se numea hăzeaistvenă metodă. Ce înseamnă adică asta? Noi singuri să construim și noi, deoarece eram ingineri și astea, am construit niște blocuri de acolo cu forțele proprii. Care sunt ele? Ultimele de pe, se numea Strada Viilor, 35 mă ating blocurile și ele. Și în zona fostei fabrici de articole scotate, da? Da, da, care da. Mai aproape de uzine, lângă garaj acolo. Nu, lângă garajuri. Astea sunt ultimele clădiri construite, unde clădirile cele cu nouă etaj și în fața lor. Am înțeles. Mai aproape da. De Malnișul, dar nu chiar. Da, 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 acolo. Pe urmă am avut o lucrare interesantă, a fost când o casă s-a fisurat, era construită mai de mult, o clădire se numea Viilor 2, ori Morgensterna, nu știu. Morgensterna, în perioada sovietică. 2, era. Da. Și acolo au dat fisură de sus până jos. Și au fost chemați, invitați experți în construcții. Experți și au dat verdictul lor, au spus soluțiile de restabilire a clădirii și trebuie de demolat jumătate din clădire. E așa cum este, cealaltă jumătate, nu? Nu. Încă o bucată trebuie să fie demolat. Dar noi cu Vasile Ivanci, era cu care lucram un domn Vasile Ivanci Leșco, noi amândoi eram capricorni și eram, nu știu cum, într-o minte, parcă. Și am zis, dar noi am să dovedim să demolăm, da, să demolăm numai o leacă. Și el s-a închis. Crăpătura s-a închis înapoi. Și ea cu o bucată acolo e păstrat. Este și acum casa aceea? Da, este casa aceea. Este. Apropo, mulți spuneau că mai complicat de acolo să mute, nu prea să vând, că suntem că e casa avariată. Nu, nu. Casa e reparată, e reconstruită, nu reparată, e reconstruită și
cu soluțiile care au fost date și soluțiile erau foarte bune, adică competente, oameni competenți au lucrat. Nu mai prezintă pericol pentru locuitori? Nu, nu prezintă pericol. Pentru noi a fost interesant momentul când noi am făcut așa că fisura și ei se închidă la loc, după ce s-a închis fisura, noi eram chemat experți și iar am părerile noastre au fost verificate de experți, adică cred eu fost de acord. Nu știu, era interesant, fiindcă una când înveți la universitate, teorie, cabinet și una când te apuci de construcții reale, cât de... Vă era interesant, vă găsați, să se întâlnesc ca peștele în apă sau uneori ați regretat că poate asta nu e mie? Nu, 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 tot timpul nu a fost interesant. Am fost invitată și la casă țiganilor, am văzut lucruri interesante. Cum? N-am construit casele țigani. S-a întâmplat că au dat fisură un colț de casă. Când a început a sapa, ei au construit casa și ei nouă lângă o clădire existentă, lângă o casă veche a țiganilor de cândva, o bucătărie de vară, oricum s-o numim, nu știu, un sarai. Și nu i-au făcut la colțul și la fundație de fier. Și eu am venit acolo ca un marele specialist. Eram tânăr încă atunci, aveam, nu știu, că 30 de ani, poate. Și țiganul și ala nu-i venea, cred, că ăștia din primărie, Podborski m-a recomandat pe mine, nu-i venea, cred, că cum și mâna asta de femeie și a să facă e. Și eu i-am dat soluțiile cum să fac să oprească fisura și aici tot e bine la dânsul, s-a oprit. Am mai avut un moment, tot așa am lucrat cu brigada, a fost făcută expertiza și am avut, mi-a fost interesant, dacă eu am spot, adică să execut cum a fost expertiza și ai făcut, soluțiile și ele date de experți și dacă am spot. Și clar că am putut. Cu dâșii e greu de lucrat, eu cu dâșii nu lucrez, dar am avut interesul meu. Da, interesul meu, da. Uzina, la uzina ce au lucrat sute de familii din Soroca, da. După destrămarea Uniunii Sovietice s-a destrămat și ea. Unii au făcut paralel direct cu tic din cauza, dar alții totuși până la urmă din cauza că noi n-am fost gospodari sau n-am încercat, nu s-a încercat nimeni să o mențină și să o schimbi pe realitățile economice care erau deja după 90. Cum crezi dumneavoastră, fiindcă ați lucrat anterior, ce s-a întâmplat, de ce până la urmă ea s-a distrus? În primul rând, uzina a fost o uzină foarte bună. La conducerea uzinei au fost oameni care nu erau legați de pământul ăsta. Oameni pe care nu-i doresc sufletul. Și a fost chip de resuscitat, de reînviat uzina și ea. Adică de făcut niște lucrări paralel cu lucruri și ala care avea comanda și ea de stat, de mai făcut niște lucrări care erau întrebate de piață, cerute de piață. Dar ei nu au vrut. Eu ca inginer, ca în construcții, eu nu putem să mă implic în așa. Era economist, era... Eu le-am dat sfaturi. Cu așa... cu cine vorbeați? Eu le-am dat sfaturi cu Borodin. Eu le-am dat sfaturi, deși voi nu faceți un calcul, să vedem câți bani ar trebui pentru... Erau linii care trebuiau numai, poate, conservate pe jumătate de an și pe urmă de făcut altceva. Și nu a fost să fie. Fiecare o socotit că cămașa lui e mai aproape decât lucrul ăsta comun, dar a putut să fie păstrat. Și cine se face vinovat că ea a fost numai s-a oprit, dar și furată și s-a luat tot din ce? Cine e vinovat? Cine e vinovat? Dacă nu e gospodar, dacă s-a distrămat tot, sfură. Sfură lumea doar de... Bun, dar nu fura cineva de la Chișinău, cineva nu, de la Cacu? Nu. Nu a furat nimeni de la Chișinău, nu a furat, a furat locatari, a furat așa care au lucrat la uzină. Fermele care s-au distrămat în țară la noi, cine le-a furat? Și principalul că asta nu a dat la nimeni nici mai fericit, nici mai bogat, nici mai sănătos, nici mai nică. Pur și simplu s-au distrus. După 90, cum v-ați dezvoltat, cum v-ați descurcat? Am știut că n-o să avem de lucru, am știut că spre asta merge, adică să vedem că spre asta merge și am hotărât să facem o firmă, să întemeiem o firmă de construcții și să lucrăm. Și așa, primul obiect a fost Vama Soroși. Dar cu cine ați hotărât? Cu Vasile Vancileșco,
Cu echipa cu care ați lucrat, da, anterior. Da, cu echipa cu care am lucrat. Și oamenii care au lucrat la uzină în sectorul de construcții au fost toți trecuți la noi și ne-au pus condiții și ei aveau și niște materiale care nu existau, numai pe documente erau așa. Și ele le-am cumpărat, le-am plătit și materialele și ele, adică numai să ne dă ei pași. Deci că dă-le, Doamne, și le place, numai să ne lese în pași. Așa și aici s-au primit. Știu că, din câte ne-am aminte, domnul Vasile Leșcă era un om gospodar, un specialist bun, da, și practic a putut să coaguleze o echipă bună, da, și da, până la și mai apoi. Da, se pricepe la, adică avea de asta, de a forma un colectiv. Și de a-l menține. Da, de a forma un colectiv. Deci vama a fost făcută de SRL-ul, da, ascensiune, da, ascensiune. Asta a fost primul nostru obiect, vama. Mai apoi magazinul cel de alături tot, îmi pare? Tot. Așa, la, de eu știu, magazinul cel în timp de o lună l-am făcut. Și erau numai fasade și planuri. Și noaptea e ca la așa, la noaptea facem prin vis, facem nodurile. Și dimineață veniem, mai avem un inginer, era Gâtlan Iurie. Și cu inginerul așa la împreună mai lucram la dânsele. Și vedem că părerea lui e tot așa și cu părerea mea, înseamnă că e bine, înseamnă că mergem mai departe. Cum ați ajuns, cum a ajuns această firmă să facă, sau să lită în parte din lucrări pentru lumânarea recunoștință? Fiind cu o parte din elevi, chiar sau din actual, cred că lumânarea ho-ho de cândva, dar ei, de fapt, e mai recentă și lumea, da, mai sunt oameni care au lucrat adânsa, sunt oameni care au construit, inclusiv voi, treptele și fundamentul. Cum a fost atunci? Povestiți acei ani. Eu am înțeles așa, că a fost propusă la mai multe firme lucrarea asta. De cine? De primăria Soroșii. Uh-huh. Dar ei au refuzat. Dar eu chiar visam să fac obiectul ăsta. Și când au venit la mine și au propus, eu am zis, da, 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 fără să mă uit cât costă, că și bani să am din asta, eu vroiam să o fac. Uh-huh. Avem, eu am interes pentru sufletul meu. Adică mie îmi place să lucrez, eu lucrez. Dar cine vorbește cu dumneavoastră? Domnul Prisăcar, domnul Podborski, regretat să cine? Nu. Atunci era Prisăcarul la conducere. Nu a venit arhitectul, dar cu primarul ați vorbit, da, atunci, da? Da, da, da. A fost și greu, dar a fost interesant. A fost o lucrare interesantă. Voi ați fost responsabili de care parte a lucrării? Noi am fost responsabili până ciclu zero. Treptele și ciclu zero. Al lumânării, baza. Al lumânării, da. Și cum s-a făcut? Fiindcă acolo știu că erau discuții că nu prea ar fi bine, locul nu e cel mai bun de construit, inclusiv că acolo a fost cândva o cetate geto-dacică, ar fi fost. Nu, ei mai sus cetatea geto-dacică. În plan era planificat de proiectant să pună, apropo, Ion Pascal, arhitectul proiectului. Lumânării, da. Da. Era propus, acolo unde stă crucea, unde e amplasată crucea de lemn, unde e piatra cea mare, piatra și pe petrolul și ala, să fie pus singură lumânarea. Și eu am pus întrebare, dar cine a făcut vreo expertiză, oricum, m-am uitat așa cam cât beton acolo să fie, cam cât e cântărește, și mi-au trezit dubii că piatra și ei nu o să reziste să țină greutatea asta. Și am întrebat, dar de unde? I-a spus că noi am făcut o expertiză geologică din Sputnik, cu militari. Dar eu, în închipuirea mea, m-am gândit, măi, Moldova asta noastră oare are și militari de ăștia, cu Sputnik, cu astea. Și așa i-am ascultat, era Agache la raion, atunci președintele raionului, sau era județ. 98, era deja județ. Era județ. Da, da. Și eu i-am ascultat așa cu minte și nu m-am zis, mai sus. Ea nu a zis nimic. S-a zâmbit așa și tăcut tihul și mai sus. Și așa și-a fost, mai sus. Ați ridicat mai sus. Da, dar din tăi m-a dus iarăși, am făcut niște foraje, să văd și acolo. Și acolo unde am făcut forajele, unde ei pus mai sus, apă acolo în de sub tot stâncă. De cretă, da? Da, da, da. Dar e cu goluri. Sunt goluri. Și de-am eu am făcut niște lucrări care nu erau prevăzute de proiect. Am adus un utilaj la întreprinderea asta care la Cosouț se numie material de construcție, mă tinchi, se numeau. Și era Țveloi, mă tinchi, era director atunci, un domn. Și mi-a dat un utilaj special care fora, da, la 9 metri adâncime am făcut
6 ori 9 furaje. Nu mai țin minte. Și ce lățimi? El nu erau 110 mm, mai mult nu aveau. Asta pentru piloni de beton, da? Da, și el acolo e pus cu beton și cu 3 verși de armatură. Armatura mai tinc de 20 sau de 18, nu știu, diametru. Și a spus, ei e încastrat în stâncă, adică e n-as mai cadă niciodată. Apoi ca întrebare, cât de rezistent este? N-as mai cadă erau niște crepături la fundament, unii spuneau că crepăturile acelea își făceau griji, cu uite ar putea să... Nu sunt la fundament acelea. Acelea e un perete de rează și am să vă lămuresc de și. Când s-o... Multe lucrări acolo, ele nu erau prevăzute în proiect. Orice proiect trebuie să aibă și amenajarea teritoriului. Nu a fost așa ceva. Și eu mi-am închipuit că acolo trebuie să organizez cum să duc apa și să o îndepărtez de la fundație. Aici, care au venit după mine să construiască, nu s-au gândit la momentul ăsta. Vedeți că eu nu sunt bărbat, sunt doamnă, dar doamnele totuși se gândesc și totuși cum a să mături în casa aceea. Cum ai să strângi, cum ai să speli fereastra, geamul și ala, ai să ajungi, n-ai să ajungi, ori să mai trebuie o scară. Și eu am știut că apa aceea a să fac probleme. Și acolo apa aceea a mărs și dar pe urmă, așa care a construit, nu a vrut să răspundă. Și s-a adresat la mine domnul bucătarul și eu am găsit doi băieți de mie și ne-am dus și am reparat fisura aceea. Și am făcut apa cum să duc, să nu se mai întâmple. Mai scurt. Dar lumânarea, adică e sigur, inclusiv cum avem cremuri, chestii? Da, lumânarea nu poate. Dacă vă spun că acolo sunt niște foraje cu adâncime de 9 metri. Acolo nici că acum. Dar ei era planificat fără fundații. Era planificat paharul și ala își spuneau că ei a să că e grea. За счет собственного веса. Greutatea ca și cum o să mențină, da? Da, greutatea. Da. Îi spun eu că este așa o jucărie Vanca Vstanica. Ei. Interesant. Ce s-a întâmplat până la urmă? N-ați mers, n-ați continuat lucrările dumneavoastră, da? Ați construit scările? Voi le-ați construit scările? Noi scările și ciclu zero. Da, și scările cât de ușor au fost? Acum numai să mergi acolo. Jos s-a făcut betonul. Când să mergi, să le urci, da. E greu, da? Să duci încă betonul. Jos s-a făcut betonul cu mâna. Nu era lumină acolo, chiar lângă pod. Și băieții cu căldările ridicau scărălișele. Alt soluții tehnică, careva scrie, din altă nu, să duc, să duc. Și în proiect tot era pus că spunem niște lespezi de piatră pe năsâp. Și eu am zis că, păi, asta e chiar de râsul găinilor. Cum poți pui lespezi de piatră pe năsâp? Acolo e înclinat locul și ala, cât au avut să fie să-i ele? Așa că... Astea au fost luate decizii de mine și plătite de mine. Chiar așa? Nu, dar dacă ei ne-au rămas datori cu undeva 20 și ceva de mii de dolari pe vremea și ei. Ei cine? Primărie? Primărie. Și nu, și nu s-au achitat, da. Așa că, deși nu au fost plătit. Bun, dar n-ați lăsat în judecat, n-ați încercat să... Știi cum. Bun, dar oricum, ați făcut comanda statului, statul trebuie să achite. N-am încercat. Ați încercat. Dar, apropo, ce s-a întâmplat când și acum, până acum, lumânarea nu e dată în exploatare? Cine trebuie să răspundă de chestia asta, fiindcă, până la urmă, trebuie să fie un stăpân, un document finalizat? Da, s-o dă în exploatare, eu știu cum a s-o dă. Dar nu știți de ce nu s-a dat în exploatare? Idei n-am, cred că ei nici nu au avut intenția, ori, nu știu de ce. Nu știu. A fost un obiect necesar sau totuși politic acolo a dictat multe chestii? Uite, pentru noi, pentru sufletul nostru, e un obiect bun și care e necesar. Dar de-am pentru politic, că Voronin când a venit, a fost spus că voi, de-am, el nu era la conducere, cred că nu mai țin minte, el a venit și a spus că voi n-ați făceți nimic singuri, adică aici la care vin după dânsul, ia ca nici covorașul ăsta de acolo dinăuntru, n-ați să puteți schimba. Să faceți. Și ia că el și-a avut dreptate, că noi ce-am făcut după așa. Am putut doar de să ne mobilizăm, să mai facem și planuri au fost făcute. Dar n-am făcut. Lumânarea se vede frumos, apropo, din ograda bunicii dumneavoastră. Da. De acolo se vede cam palmă. Da. Știi, uneori maestrul Ondruț venea și se oprea acolo la casă. Da, da, el era în relații prietenești cu bunica. S-a împrietenit cu bunica și
Și Maria Bieșu vine pe la dânsa. Așa, niște momente. Discutau, povesteau. Da, cântau, povesteau, discutau. Care alte lucrări mai deosebite le-ați făcut? Sunteți mulțumit. Poate reprezintă carte de vizită, activități. Ei, eu cred că, cum, când ai așa o lucrare ca Badea Miora, altele nici una nu... Toate lucrările sunt făcute din suflet, toate lucrările sunt lucrate cu sufletul, dar, mă rog, nu sunt așa ca Badea Miora. Da, dar oricum, chiar și anumite case, fiindcă nu neapărat să fie mare și grandomania asta, cum era și perioada sovietică, uneori mici, dar făcute frumos, aproape de perfecțiune, aproape de suflet, hai să spunem așa. Îmi place, am făcut multe proiecte, am construit multe case, dar îmi place un moment care a fost un apartament, o casă evreiască, aici, nu departe, pe strada Independenței, nu mai țin minte ce număr, 87, posibil. Acolo era o fasadă și trebuie de păstrat ceva din fasadă și așa cum acolo mi se pare că sunt niște ceva cu juridica și ceva. Da, știi executor unde, judiciar. Executor judiciar. Așa e un moment micuț și așa care l-au făcut, l-au pus mânuța, un băiat Ion lucrează foarte frumos. Și eu spun, mai cum? Nu țin minte familia lui Ion, nu țin minte. Nu de Baștine, nu, de Baștine e din Volovița. Nu ne rușine să spun că, uite, obiectul ăsta mă reprezintă și pe mine. Dar, de obicei, casa sau arhitectul să aibă ceam așa casa lui, casa, nu știu, sau cu trietar, tot ce n-am zice, casă, unde trăiește arhitectul? N-am casă, trăiesc pe teritoriul la fostă uzină de utilaj tehnologic, în firma Ascensiune, n-am când să dorm, n-am când să mă duc în concediu, n-am, tot e acolo. Înțeles că la altfel le-ați făcut casă, dar dumneavoastră... Da, nu, n-ai izbutit, nu izbutesc. Aveți în planuri chestia asta? Uite, o căsuță mică, nu știu, lângă păduri, lângă Nistru, lângă... Nu știu, nu știu, de acolo vârsta, nu știu dacă ați mai... În planuri, în visuri, este, dar nu știi. Așa e. N-am fost în concediu niciodată. Aveți șefreu dacă nu vă dă voie să ieșiți în concediu. Da, eu sunt șef. De asta zic. N-am fost în concediu. Și nu, principalul că nu sunt necesitate, asta e. Nu sunt necesitate. Dacă nu desen o zi la tablă, ceva nu ne ajunge în ziua și socot că ziua am pierdut-o, că așa e, fiecare zi vreau ceva să fac. Adică sunt planuri că trebuie să facă și... Și tot timpul îmi pun eu singur, poate, planurile astea, poate primari. Când îmi pun mari, poate 80% fac în ziua și așa. Iar... Aveți un plan, poate că mai deosebit și care mai încolo să-l fac, dar vreau prin suflet altceva. Nu neapărat iar grandomanie, dar ceva care vreți să neapărat și țineți conduit, poate chestia asta o să facă. Nu, și aș vrea. Eu aș vrea că la noi în Soroca să fie un azil pentru bătrâni. Uh-huh. E ca asta. Eu tare aș vrea că la noi în Soroca să fie un azil pentru bătrâni. Fiindcă bătrânii noștri, noi tot de acum suntem în vârstă, eu, și mergem spre asta că nu anume ca o grădiniță pentru bătrâni. Cu activități. Adică, cu activități. Să ducă părintele acolo, tu te-ai dus la lucru, știi că mămica ta e acolo undeva, are pe cineva în preajmă, nu-i singură, nu-i... Are cineva grijă de dânsa? Nu, că anume, lor nu le ajunge socializare. Lor nu le ajunge comunicare, da. Asta e. Și aș vrea eu. Asta e din propria experiență, simțit, sau? Da, eu sunt și văd eu că noi spre asta mergem, că noi îmbătrânim altfel decât au îmbătrânit părinții noștri, buneii noștri. Noi altfel să îmbătrânim. Și nu, atunci să fie prea târziu, adică trebuie să ne pregătim de asta. Nu, poate din comunicarea cu mama v-ați gândit la asta? Nu, eu mă uit că tare mult lume îmbătrânește, nu așa ca înainte. Adică sunt alte momente. Înainte lumea era în familie mai mari și nu rămâneau singuri. Dar copiii pleacă, părinții rămân singuri și asta ne trebuie. Cum ați vedea Soroca? Dacă ne uităm atent, inclusiv fotografiile de cândva, cum s-a schimbat perioada sovietică, ea a fost un mic Sibiu, poate, nu că neapărat ca Sibiu, dar un orășel frumos, elegant, cochet, cu oale, cu uneori tablă, cu anumit, acoperit cu șândrile, anumite case.
Mai apoi s-au apărut blocurile astea mari în perioada sovietică. Mai apoi au mai apărut clădirile astea care pătrate, care nu prezentau frumusețe din punct de vedere arhitectural. Și acum suntem așa un fel de eclectic. O leacă de acolo, o leacă de acolo și am încă alții care au venit cu bani. O să eu vreau așa, eu vreau așa. Și nu are o identitate arhitecturală. Și sunt parcă mie, îmi pare chiar nu specialist în asta. Cum vedeți dumneavoastră, care ar fi, cum ar fi Soroca ca să capite o imagine a ei? Ce ar trebui de făcut? În primul rând, trebuie nu districat și aici este. Acum. Nu de permis blocurile astea mari, adică, mă rog, ia uite, la Soroca Nouă mai uplătneaiți cumva acolo. Dacă este loc acolo în zona aceea, da? De exemplu. Sau în zonele astea care de-a mâs construite. Dar nu de dat voie să construiască chiar cum e ca clădirea lângă Linela. Nu știu. Poate cândva noi să ne deprindem cu dânsa și spunem că ei, poate s-au făcut un lucru bun. Dar cred că nici pentru locatari și ea nu așa mare interes. Străiești chiar în centrul orașului și lângă Linela într-o clădire cu atâtea etaje. Nu știu. Dar cu celelalte clădiri, ce facem noi ca să refacem aspectul de cândva? Păi sunt multe momente de acum care sunt șterbite. Și aspectul de cândva n-a să fie niciodată. Pur și simplu ar trebui, de făcut, avem străzi care să fie o stradă pe unde număr mașinile, de exemplu, unde Pieton, o să alee fie, pietonală, da, o da? alee pietonală. E în Cândva a plan fost la... strada Eminescu, cândva strada Eminescu a fost pietonală. Nu, iată, vezi, ar putea să fie restabilit momentul ăsta. Să fie pavajul ăsta, pe stradă să fie tot una. Caldarâm. Da, să fie tot una, nu strada, anume Trotuarul. trotuarul, să fie într-un stil, adică. Fiecare stăpân vrea să facă, dar ia ca faci așa ca așa este. Să fie dirijat în momentul ăsta. Dar restul, nu știu eu așa cum doamna primăriță vrea acum să facă un scoar, adică e în plan. Aici în centru, pe strada Ștefan cel Mare. Adică tot bucățică și de loc să o organizeze o leacă. Acolo unde al la ieșire din oraș, tot s-a amenajat ceva, un scoar. În parc, da, cu Da, susținerea așa americană, că, da, ceva, ceva. da. Poate acoperișul să fie un anumit stil, nu știu, poate să renunțăm la, sau să renunți casele, ar fi posibil să renunți poate la cei ardezii și cu ajutorul statului sau cu anumite proiecte să Păi, fie, să revină cumva, sau la, dar păi manuale. Ardezia e renunțată în proiect, nu se mai privede Ardezia. Dar ei este oricum e orașul. Este că o vând, o vând. Asta e un fel de momente, ăștia care comercializează și cei care produc, ei vor să o vândă. Dar dacă e scris în normativ că nu se poate de... Înseamnă că și credeți că Ardezia e rea, că e cancerogenă. Dar oala e scumpă. Și omul merge să... Mă rog, face niște comparații și la preț. Că nu fiecare, e ca, nu fiecare poate să-și construiască o casă chiar așa cum vrea el. Și noi nu avem oală calitativă. Oală calitativă e la Iași. cea mai apropiată. Da. Cândva se ardea oala și în Basarabia, Da, deci da, cei da. mai așa aduceau din Purcell. Franța, special. Era și cărămidă Purcell cândva. Dar multe lucruri am avut bune noi cândva. Care ar Dar fi? trăgem nădejde că a să fie și mai departe. Care din ele, din lucrurile bune care le-am avut cândva și credeți că ar fi bine să refac? Păi, ele cred că se refac, e ca oalele au fost lucruri bune, covoarele au fost lucruri bune, mobilierul nostru era tot văzut bine. Acestea erau lucrurile noastre cu care ieșeam în lume, vinurile, ele și amu sunt lucruri bune. Cineva lucrează în domeniul ăsta. Asta Revenirea e. la rădăcini, cât e de necesară? Vai, cred că noi nu trebuie să ne uităm rădăcinile și niciodată nu, cum, te duci undeva după hotar și tu ești român, da? Tu reprezinți poporul tău și într-un fel asta e. Nu poți să te-ai născut român și să spui că ești evreu. Ori, asta prin naștere, primitoși, așa, cu bunei și străbunei. Astea sunt rădăcinile tale. Noi, pur și simplu, poate nu cunoaștem rădăcinile. Pentru mine, tot timpul a fost un interes special să-mi cunosc rudele. Eu, practic, tot știu că ce rude am. Îi cunosc pe cei de-a trei, de-a patru, de-a șapte, de-a... Îi recunosc pe toți, îi prinesc pe toți.
Ca de obicei, invitații rugăm să aducă fotografii. Hai să vedem care sunt fotografiile ați ales dumneavoastră și cine sunt în aceste imagini. Aici sunt eu cu sora mea. Dar dacă mă întrebați care și care, nu am să vă spun. La ce vârstă aici erați? Cred că aici aveam până la 5 ani. Familia unde sunt părinții și frățiorul încă. Nu uitați-vă. Și mai am o fotografie care la fundația monumentului Badea Mior, Lumânarea Recunoștinței. Asta e echipa care a lucrat, echipa care a dus greu acolo. Care a fost la început, da? Cine sunt oamenii cei? Țineți minte, îi cunoașteți? Știu că o parte ți-a dat lista. Îi cunosc, clar lucru că îi cunosc. Am aici așa un finișor, Vicențiu Donică, am și un fost coleg de clasă, Iure Țapu. Ăsta e Vasile Rotar. Vasile Rotar a lucrat la uzină încă și pe urmă a fost luat în firmă. Și este Gheorghe Răileanu, tata lui Gelu. El acolo a fost permanent. De dimineață până seara el a lucrat cu echipa. El a monitorizat și a urmărit că să facă cum trebuie. Oamenii care trebuie să fie în istorie. Eu cândva am dat lista lor și a fost lista lor publicată în Almanach Soroca. Almanach Soroca, da. Lista oamenilor acolo care au lucrat. Mulțumim pentru participare, mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim și vouă că ați urmărit acest interviu și să sperăm că v-a plăcut să aflați mai multe despre Soroceanca Angela Prsăcanu.